Pe litoral, locul turiștilor este luat de meduze. Oamenii spun că acestea le creează un disconfort, deoarece multe dintre ele sunt în descompunere și miros urât. În plus, specialiștii avertizează că nevertebratele nu trebuie atinse, pentru că pot provoca alergii. Unele meduze au un diametru de 30 de centimetri și cântăresc aproape jumătate de kilogram. Este indicat ca turiștii să nu le atingă, pentru că pot crea disconfort și iritații. Ne cam tare pofta de baie, până la urmă. Asta ar fi ideea. Pe lângă asta, în loc să am venit să simțim briza marină, simțim mirosul de putrefacție de la meduze. Da, este un disconfort și am apreciat dacă s-ar și curăța, dacă s-ar sesiza cineva să le curățe la câteva zile, măcar să nu se dezintegreze natural. Da, este un disconfort dacă ar fi fost mai mult turiști. Acum zic eu că trebuie să le acceptăm, suntem la largul mării. Biologii spun că este un fenomen natural, firesc și care apare la sfârșitul verii atunci când temperaturile scad, iar vântul începe să bată mai tare. Situație prezentă și acum pe litoral. Mai mult, prezența unui număr mare de meduze denotă faptul că apa Mării Negre nu este poluată. La noi trăiesc mai multe specii de meduze, dar sunt vizibile pentru om doar două. Rizostoma pulmo, are aspecții de plămân de aici, pulmo, poate ajunge până la un metru în diametru, chiar și peste un metru, nu la noi, în Mările Nordului. La noi nu depășește câteva zeci de centimetri. Este o specie nativă. Are perioade în care populațională explodează mai mult. Asta este una dintre ele. În special atunci când mările se încălzesc. Generează mulțirea lor și succesul reproductiv, sunt mai multe. Și când sunt mai multe, ajung să și moară mai multe pe mal la sfârșitul verii. Totdeauna ele ajung să fie aruncate de brizanți, sau mare parte dintre acestea aruncate de brizanți pe malul mării. Perioada lor de înmulțire maximă este de la sfârșitul lui august până la începutul lui septembrie și ajung pe plajă datorită curenților și furtunilor din larg, acestea fiind aduse pe mal și vă dați seama că mor. Aceste meduze nu sunt periculoase, noi nu avem meduze periculoase în Marea Neagră. Meteorologii anunță că la sfârșitul acestei săptămâni temperaturile vor începe să scadă pe litoral, iar vântul se va înteți, astfel că meduzele vor continua să fie prezente la țărm. Reprezentanții apelor române nu au în atribuții colectarea nevertebratelor de pe plajă.